plictisitor, nu aveți evenimente la Parlament? Aveți la primărie? Doar o secundă, că mă simt chiar confortabil. Eu vreau să spun mulțumesc, Nistar, pentru că ați dat curs acestei invitații și totodată vreau să-mi cer scuze pentru această mică întârziere. Am avut o ședință cu cei de la Sănătate. Acum avem discuții foarte multe pe această platformă. Deci, câteva lucruri pe care am vrut să le punctez. Primul subiect ține de decizia Comisiei Naționale. După părerea mea, sunt și unele decizii care probabil ar trebui să fie reevaluate. Se referă la activitatea Horeca, se referă la activitatea piețelor, se referă la activitatea transportului și probabil că se referă și la activitatea centrelor comerciale. Noi, în trecut, am avut experiențe de diferit tip, am avut intervenții de diferit, să spunem așa, abordare și complexitate. Eu am vorbit personal ieri cu mai mulți reprezentanți în guvernului, am expus poziția autorității locale, autoritatea locală nu va lua o decizie în această privință și sper eu că în scurt timp putem să reevaluăm la nivel local și la nivel central unele politici în acest sens. De ce mă refer acum la experiențe? Pentru că experiențele și tot felul de experimente, să zicem așa, unele mai bune, altele mai puțin bune, am avut pe parcursul anului 2020. Cert este că în decembrie și ianuarie am avut o diminuare a cazurilor pe COVID, stabilizare, ne-am închis spitalul de ptizio-pneumologie, era pe care să facem strategie de ieșire și să închidem și spitalul numărul 1 Gheorghe Palade, pentru că numărul de 4 disponibil era de sute în municipalitate, inclusiv până la finele lunii ianuarie. Acum avem o situație pe care o avem. Eu aș vrea ca abordarea să fie cât se poate de pragmatică și corectă din punct de vedere profesionist, cu participarea atât de experților din străinătate cât și a celor locali, ca să avem o analiză exact la ceea ce se întâmplă și posibil să nu luăm unele decizii pripite în o privință sau altă. Acum, scopul de bază pentru care m-am chemat este și aspectul legat de transportul public în municipiul Chișinău, pentru că acolo ar fi fost una dintre cele care vizează nemijlocit decizia Comisiei. Și vreau să vă spun că orice am face noi în acest context, autoritatea publică locală nu poate, reiterez, nu poate asigura capacitatea de 50% de umplere a transportului public, troleibuze și autobuze. Noi am încercat cu tot din adinsul să facem asta la capacitate de 60%. Noi astăzi și pe parcursul anului 2020, practic, tot anul împrejur de când avem COVID, acum și se face anul, am avut la linie efectivul maxim de autobuze și troleibuze. Asta ar însemna 321 de troleibuze și peste 100 de autobuze zilnic. Faptul restricțiilor impuse a diminuat semnificativ din numărul celor maxi-taxi care există pe teritoriul municipiului Chișinău ca și activitate în domeniul transportului. În condițiile în care transportul public va fi restricționat și, în primul rând, asta va viza transportul de maxi-taxi, rutierele așa numite, în cazul în care ele vor fi amendate, probabil că ele își vor sesta activitatea și asta va pune presiune suplimentară pe transportul public din municipiul Chișinău, ceea ce este inadmisibil. Acum, în ceea ce ține de transportul public în municipiul Chișinău, chiar atunci când am avut carabinieri sau reprezentanți ai poliției municipale, în orele de vârf, cu tot respectul față de activitatea colegilor, nu s-a putut asigura ca
această capacitate să fie de 60%. Ori, dacă vreți, părerea mea, pe lângă piețele din municipiu și multe alte lucruri care pot fi restricționate într-o formulă sau altă, una dintre sursele de bază de răspândire a infecției este totuși transportul public. Eu nu pot asta să demonstrez, dar ținând cont de faptul că avem ceea ce avem, noi nu avem un număr mai mare de transport, chiar dacă am adus unități, 10 de unități și urmează alte 20 să fie puse pe linii în următoarele zile și altele 10 până la sfârșitul lunii aprilie de troleibuze, asta nu rezolvă problema per ansamblu. Asta este primul lucru pe care am vrut să o spun. Și pe de parte, oamenii care trebuie să ajungă la grădiniță, la școală, la lucru, indiferent. Noi am avut diferite situații pe parcursul anului 2020. Una din ele a fost când a fost testat în general transportul. Am avut alte probleme în consecință. Am avut când a fost pe ore restricționat transportul și am văzut capacitatea pur și simplu s-a mărit, pentru că oamenii se îmbuzesc în stații și atunci am renunțat împreună. Am avut situații când a fost transportul gratis, impus de către aceeași comisie națională. Și în aceste circumstanțe am fost nevoiți să cheltuim 10 de milioane de lei, care astăzi încă nimeni nu i-a întors primăriei municipiului Chișinău. Repet, primăria a cheltuit 10 de milioane de lei și nimeni, până în ziua de astăzi, aceste sume financiare nu le-a întors primăriei municipiului Chișinău. Deși demersuri în această privință au fost în repetate rânduri. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Da, noi înțelegem că problema transportului public este o problemă majoră. Atât pentru suburbiile, pentru localitățile din componența municipiului Chișinău. Nu contează că este Vadul lui Vodă, că este Codru, că este Durlești, că este Ghidighici, că este Gretiești, Budești, Cruzești, Colonița sau multe altele care le avem în componență. Toate au problema legată de transportul public. Pentru prioritățile legate de finanțarea activităților în domeniul unul sau altul în suburbii, am zis că vom lansa în această săptămână, până la sfârșitul săptămânii, inclusiv zilele de weekend, o platformă în care vrem să ne consultăm cu locuitorii din aceste suburbii, după modelele pe care le-am avut anterior în municipiul Chișinău. Eu pot să anticipez în aceste circumstanțe că problema transportului va fi una între cele de top. Pentru că, în mod normal, noi primim astăzi reclamații, solicitări multiple. Ăștia care bat din limbă la Consiliul Municipal Chișinău de mult timp, nu m-au ascultat. Deși am insistat anul trecut să mergem pe formula procurării autobuzelor în baza acordului interguvernamental. Asta ar fi fost mult mai ieftin, și în luna iunie deja am fi avut 100 de autobuze aici. Că este mult mai ieftin, am demonstrat acest lucru. Și el este foarte ușor comparabil în termen de prețuri pe care le avem aici, ținând cont de TVA-ul care trebuia să fie conform procedurilor interguvernamentale neluat în calcul. Adică minus 20% din ce avem ca și preț astăzi. În fine, am mers pe o procedură mult mai largă. Am acceptat, deși am preîntâmpinat atunci, reiterez, ridicați absolut toate arhivele și veți vedea, cum am zis, că cel mai probabil vom avea o perioadă lungă în care nu vom avea unități noi de transport. Avem bani prognozați pentru asta. Avem toate procedurile făcute, dar transport public nu avem. Nu pentru că nu vrea primăria, nu pentru că nu vreau eu, nu pentru că nu vreți dumneavoastră. Noi cu toții ne dorim acest lucru. Dar pentru că procedurile, în instanță finală, au fost anulate. De ce asta nu este de competența mea să comentez? Deși eu am câteva idei în această privință și ele nu sunt cele mai frumoase. Acum, odată ce am primit această decizie că până la urmă nu a avut loc licitația,
Noi avem 4 licitanți în această privință. Este vorba despre Otokar, este vorba despre BMC, este vorba despre Isuzu și este vorba despre MAZ. Noi vom veni în ședința Consiliului Municipal cu unele propuneri ca discuțiile în acest sens să fie făcute la direct. Dar, în același timp, ne vom adresa Parlamentului și vrem o platformă largă de comunicare în această privință, atât cu Parlamentul și Guvernul, fie și în exercițiu, sau cel care va veni, dacă va veni vreunul, ca să putem iniția aceste procese prin negocieri directe, prin majorarea capitalului statutar la parcul urban de autobuze. Noi suntem siguri că în instanță finală putem obține condiții mult mai bune, inclusiv decât cele pe care le-am avut în rezultatul licitației pe care am desfășurat. Cei care ne orientează spre o licitație nouă, noi suntem gata să o facem. Noi suntem absolut gata să ne orientăm pentru 4 modalități de procurare a unităților. Una ar fi licitație publică, 2 ar fi negociere directă, 3 ar fi prin obligațiuni financiare, un proiect nou pe care îl va face Primăria Municipiului Chișinău în premieră, și 4 pe linii de acorduri interguvernamentale. Doar pentru ca să suplinim transportul public cât se poate de eficient și rapid în municipiul Chișinău. În condițiile stării de urgență, considerăm că ceea ce se întâmplă și faptul că nu putem asigura poate fi echivalat cu o crimă față de oamenii noștri. Când vorbesc despre asta, vorbesc că responsabilitatea în această privință este colectivă. Nu decide o comisie sau altă comisie sau ăștia care vorbesc lung pe la ședințele de Consiliu Municipal Chișinău, pentru care primesc câte 3.300 de lei, probabil că jumătate din salariul pe care dumneavoastră îl primiți pe lună, cu certitudine, jumătate din salariul unui pedagog, doar pentru a bate apa în piu. Deci, reiterez, mă adresez la Consiliul Municipal Chișinău să ia în calcul acest lucru. 2. Vom face o adresare oficială către comisiile parlamentare a Parlamentului Republicii Moldova pentru a da o interpretare în această privință în contextul respectiv. Ieri am discutat cu reprezentanții comisiei municipale, care au rămas și ei un pic surprinși de deciziile pe care le avem la nivel central, dar probabil că vom avea o ședință în care nu vom transpune ceea ce ni se recomandă, dar vom veni cu o solicitare către Comisia Națională să facă tot posibilul ca să avem aceste asigurări și să pornim pe o cale pentru a aduce cât se poate de rapid transport public prin diferite metode în municipiul Chișinău. Pentru a asigura faptul că există transparență maximă și corectitudine maximă din toate punctele de vedere, sunt gata ca aceste comisii să fie prezidate și președinte, secretarul acestor comisii, să fie reprezentanții celor partide care cel mai mult fac gălăgii în Consiliul Municipal Chișinău. De exemplu, Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma DA, oricine altcineva. Important pentru noi este ca lucrurile să se miște. Așa cum au făcut gălăgii în ceea ce ține de alimentația în grădiniță și când le-am propus să prezideze, s-au dat cu fundul la gard, eu cred că aici nu va merge. Ne privește o țară întreagă. În primul rând, suburbiile din componența municipiului Chișinău, unei situații este dezastruoasă și, într-al doilea rând, locuitorii municipiului Chișinău. Reiterez, toate procedurile cu Ministerul de Finanțe, cu aspectele de creditare pentru a asigura că banii există în această privință, decizia respectivă a forului legislativ există, acum trebuie acțiune. Noi suntem gata să mergem pe orice formulă, de altfel, reiterez ceea ce am spus anul trecut. Dacă vom merge în continuare pe o singură formulă, care a fost compromisă pe durata întregului an 2020, până la sfârșitul lunii decembrie, noi nu vom avea autobuze noi în Chișinău. În pofida faptului, repet, că avem procedurile puse la punct, banii asigurați, toate deciziile legislative în acest sens
aprobate. Asta e ceea ce am vrut să vă spun. Și da, așteptăm să ni se întoarcă banii pentru transportul public gratuit în municipiul Chișinău. Cine se guvernul. Nu, nu s-au schimbat planurile. Planurile s-au diversificat în această privință. Am zis, este foarte important să avem în calcul diferite opțiuni pentru a operaționaliza, eficientiza și a asigura o viteză de aducere a acestor autobuze. Vă dau un simplu exemplu. Dacă este vorba despre licitație, chiar dacă o lansăm mâine, pentru că ședința comisiei a fost ieri, ședința comisiei va fi astăzi pe transportul public. Chiar dacă lansăm săptămâna viitoare, asta ar dura 4-5 luni de zile, cu tot cu procedura de contestație, poate chiar și mai mult. Vă aduceți aminte? Deci noi am lansat procedurile în vara anului trecut, la începutul, și am avut licitația desfășurată la începutul lunii septembrie, după care au urmat toate procedurile, ca în ianuarie să ne se spună: oameni buni, autobuzii nu vor fi. Deci a durat. Eu nu iau calcul toată această perioadă. Iau 4 luni de zile, cât ar fi termenul maxim. De la 4 luni de zile, procesul de revărare ar fi în 6 luni de zile, deci 4 plus 6 sunt 10 luni. Astăzi suntem în februarie, ceea ce v-am spus luna decembrie, în cele mai bune condiții, că nu avem niciun fel de impediment. Ar putea să fie. Deci vorbim acum foarte sincer, și eu vreau ca toată lumea să înțeleagă că suntem cu absolut toate cărțile pe masă. Reiterez, banii sunt identificați, nu este problema de bani, procedurile sunt asigurate, normele sunt la fel asigurate. Problema este că durează în termen. Iar noi nu putem să ne permitem acest lux. Peste 40 de milioane. Și la Regie Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze. La Regie Transport Electric aveam unele zile în care era de până la 2 milioane de lei pierderea. Dumneavoastră știți foarte bine că un milion din asta, 1,8, 1,9 noi cheltuim pe zi, dintre care unul este acoperit de către municipalitate și restul să încercăm să ne încasăm. Am zis că vom lansa aceste platforme acum de discuții, inclusiv la nivel parlamentar, și eu sper foarte mult că noi putem să avansăm în acest sens, indiferent de coloratura politică a... Nu, zic că ați discutat cu reprezentanții guvernului, le-ați spus că ați vrea să vi se întoarcă acești bani... Le-am transmis în scris începând cu luna aprilie anul trecut, a repetate rânduri. Nu o să comentez. Я уже сказал, что мне, для меня немного было, не знаю, даже утрированно как-то сказать, да, сюрпризом соответствующие решения. Во-первых, я очень хочу и настаиваю, я говорил в этом смысле с премьером, я исполняющим обязанности, я очень надеюсь, что это будет впредь, когда такого рода решения принимаются и касаются муниципия Кишинев, где на сегодняшний день у нас треть населения страны находится, миллион человек, будут приглашаться местные власти, не надо меня приглашать, я не напрашиваюсь, хотя было бы неплохо, я думаю, вот, наших коллег, вице-мэров, соответствующие структуры. Они бы элементарно объяснили, что на территории муниципия Кишинев нет сельскохозяйственных рынков как таковых, есть смежные рынки, дичь, сын пьете миксте. Поэтому я понимаю, что специалистов много, но давайте советоваться, когда мы принимаем решение по тому или иному вопросу. Вы знаете, если это решение относится ко всем рынкам или к каким-то определенным? Я сказал, что на этом этапе Приморья муниципи Кишинев не будет перенимать это то или иное из этого решения на территории муниципи Кишинев. Avem o paradigmă aici legislativă, suntem în proces de discuție, am rugat la nivel central și am înțeles că există deschideri din partea cabinetului primului ministru ca subiectele să fie revizuite în termen. Dar ce
Noi am discutat o gamă largă de subiecte, începând cu transportul, piețele, centrele comerciale și multe alte lucruri. Acum, ceea ce este nevoie să facem este să asigurăm capacitatea integrală a sistemului de sănătate din țară și în nemijlocit municipiul Chișinău. Deci este adevărat că astăzi capacitățile sunt la limită, dar în același timp noi am făcut împreună față și altor provocări, când erau și 1600 și 2000 de infectări pe zi în diferite perspective pe termen mai lung. Probabil că vor fi câteva valuri. Ceea ce mă bucură pe mine este că medicii sunt, chiar dacă foarte obosiți, sunt foarte coreți în această privință și sunt gata să facem împreună față acestor provocări. Eu cred că dacă nu va face față MAIU, atunci putem să-i rugăm pe cei de la Comisia de Sănătate Publică să ducă să ei să asigure aceste lucruri. Dumneavoastră cum credeți? Eu cred că nu. În aceste condiții, eu sper că nu vor fi amendați conductorii, pentru că mâine nu vor ieși la serviciu unii sau alții. La fel ca și șoferii, așa cum s-a întâmplat anterior, am avut o discuție, repet, cu cabinetul și cu domnul prim-ministru interimar. Eu sper și am avut o înțelegere în această privință. Eu sper foarte mult că noi putem avansa pe aceste căi. Iar celor din diferite comisii, când iau unele sau altele decizii, inclusiv avem tensiuni pe partea de instituții medicale pe care ne solicită să le închidem. Deci afirm că instituțiile medicale nu vor fi închise. Căutăm capacități în alte. Da. O să revenim la acest subiect mai târziu. Până când facem față? Еще раз, о чем вы говорите? Вопрос не только в тендере как таковом. Мы сейчас предлагаем, потому что если идти по пути тендера, я вам сказал, что это минимум 10-11 месяцев. То есть исключительно по этому пути мы предложили 4 варианта в данном направлении. Один из них – это прямые переговоры с теми, которые уже участвовали в тендере. То есть мы знаем все прекрасно, что они могут, насколько они рассчитывают. И более того, учитывая то, что это прямые переговоры, мы можем снизить в том числе цену, гарантию увеличить, и поставить как условие еще два очень хороших условия. Это скорость поставки автобусов в Кишинев. И второе, это, собственно говоря, привязать к сборке и к многим другим моментам, которые по-моему, для нас важны. Транспорту публик, ну, дар автобусы. Consiliul Municipal formal, în cazul în care avem toate clarificările și nu avem probleme pe partea instituțională, mă refer, pentru că noi avem diferite instituții cu diferite păreri și am avea nevoie de o interpretare exactă. Dacă putem să mergem pe această formulă, atunci Consiliul Municipal, ceea ce trebuie să facă este să majoreze capitalul statutar al parcului urban de autobuze și să acrediteze cine exact participă la acest proces de negocieri. Noi suntem gata el să fie, dacă legea permite, cât se poate de transparent. Reiterez, ar putea să fie mai convenabil decât orice procedură pe care am făcut-o până acum, ținând cont de faptul că noi avem ofertele la mână. Deci noi știm foarte bine care este prețul, care ar putea să fie garanția și aici am putea să mai adăugăm două condiții. Viteza de deci aducerea acestor autobuze la Chișinău și a doua poate și mai interesantă, dacă ar putea să existe opțiune ca să facem acest lucru în rate, ca să evităm totuși creditarea la care ne referim în această privință. Să aveți de
Dacă nu greșesc, acolo sunt reprezentanți în Consiliu, în comisia dată și reprezentanței Consiliului Municipal și reprezentanței executivului. Domnul Grădinaru, care face multe fălci și bâlci în Consiliul Municipal Chișinău, nu știe sau nu vrea să știe intenționat că eu nu sunt membru acestei comisii. Deloc. Eu n-am participat niciodată la ședința acestei comisii. Iar reprezentanții partidului pe care are onoarea dumnealui să-l conducă ca și fracțiune în Consiliul Municipal Chișinău, sunt acolo plenar. Și dacă îmi permiteți, ca să pun punct. Din cauza domnului Grădinaru și a celor ca domnul Grădinaru, care n-a adus nicio plus valoare și care încasează bani enorm din reprezentanța în amic 10.000 de lei, la apă canal și pe ședințele Consiliului Municipal Chișinău, câte 3.300 de lei. Multe procese se stagnează în municipiul Chișinău. Iar dacă are vreo dovadă a faptului că undeva ar exista probleme, să se adreseze organelor de drept. Punct. Dar vreau să vă întreb pentru aceste 100 de autobuse, știu că s-a luat un împrumut de la o bancă comercială. Nu s-a luat un împrumut, sunt până la urmă identificate sursele care ar putea să fie, da. De aceea domnul municipal să este? Ele oricum sunt acoperite, 261 de milioane. Mi-mi pare rău că reiterez. Am avut încredere foarte mare în unii membri ai echipei care urmau să gestioneze acest proces în anul trecut. Este ușor verificabil și pe partea de planurile care sunt contrasemnate inclusiv de mine în competența unor persoane care nemijlocit trebuiau să facă acest lucru pe parcursul anului 2020. Sunt foarte clar stipulate acolo termenii, sunt foarte clar stipulate și obligațiunile, și aranjamentele, și acțiunile care trebuie să fie realizate. Am zis că odată ce finalizez cu planurile pentru anul 2021, astăzi am avut o discuție intermediară spre finală cu Ministerul de Finanțe în această privință, ca să ne coordonăm absolut toate componentele și în acest context mă ocup nemijlocit, este a doua săptămână de când am zis că în regim manual o să mă ocup de subiectul parcărilor în capital. La ce etapă ne aflăm? Fost identificate locurile de parcări în municipiul Chișinău. Acum există 3 zone pe care le examinăm pentru intervenție. Una dintre ele este zona 0, perimetrul străzilor Bănulescu Bodoni, Ismail, Albișoara, preponderent Ierusalimului, până în zona unde este Academia de Studii Economice și Maternitatea numărul 2, până la Matievici, unde vom verifica toate capacitățile pentru locurile de parcare existente și cele care trebuie să fie amenajate, delimitate. În paralel se examinează toate locurile pe care le putem avea atât pe partea acelor unități unde astăzi din punct de vedere economic se desfășoară activitatea de parcare și ulterior sunt identificate zonele la intrarea în Chișinău, dar și avem câteva proiecte pe care le discutăm în continuare, este un proces mai îndelungat în ceea ce ține de parcările multietajate. Una dintre ele ar fi cu Universitatea Tehnică, aici în zona 31 august. Ulterior, deci după clasificare, ce fel de parcări? Da? Pe stradă, pe trotuar, rezidențiale, supraetajate, parcări despre care am discutat ieri foarte mult, dumneavoastră probabil ați văzut. Urmează să fie identificate și instrumentele
prin care vom pune în aplicare. Pentru că, cu certitudine, în viitor, în perspectivă, parcările în zona de centru, chiar dacă urmează să fie create, urmează să fie cel mai probabil cuplată, urmează să vedem că vor fi administrate de o întreprindere municipală sau va fi creat un parteneriat public-privat. Parcările au fost incluse în lista PPP-urilor, dar pentru a finaliza aceste subiecte și a veni cu o soluție, trebuie să fie actualizat studiul pe parcări din 2013. Deci, sunt mai multe date vechi care trebuie să reconsiderate și trebuie să revăzute soluțiile nemijlocit pe partea de administrare și gestiune ulterioară. Când trece să putem cumpla asta? Lucrăm acum intensiv în această privință. Deci, haideți să vă spun în felul următor. Când vom finaliza actualizarea studiului pe nemijlocit parcările de municipiul Chișinău, estimăm prealabil sfârșitul primăverii, mijlocul lunii mai, sfârșitul lunii mai, dar ca să nu dau termeni exact, permiteți-mi să vedem cum ne mișcăm în teren la practic, la propriu, cu aceste subiecte. Pentru că este un subiect mai mult decât complex, oamenii cred că el este posibil prin o magie posibil să se întâmple peste noapte, dar dacă să luăm zona zero. În zona zero noi avem aproximativ 2000 de locuri de parcare, cea care am vorbit, nu zona centrului istoric, dar zona zero despre care sau la care m-am referit. Jumătate din aceste locuri de parcare astăzi nu sunt amenajate. Deci ele trebuie să amenajate, fie că în pavaj ecologic, fie că delimitate. Până a fi amenajate în pavaj ecologic sau delimitate, urmează să fie determinate exact viziunile cum vor fi. Sunt ele organizate în spic? Sunt organizate pe carosabil? Sunt organizate pe trotuar? Sau din contul trotuarului? Care este termenul de staționare? Și tot așa mai departe. Asta ar fi prima linie. Pentru a da răspuns la toate aceste subiecte, este nevoie de schemele de circulație rutieră pe aceste străzi. Am solicitat ca luni, cel târziu până miercuri, deci să fie revizuit în ceea ce ține de caietul de sarcini privind actualizarea studiului, pe de o parte, pe de altă parte, la fel până miercuri viitoare, să primesc răspunsuri pe subiectul la care am făcut referință, când putem lansa cu certitudine studiile cu privire la circulația rutieră în aceste zone. Și eu cred că în scurt timp le vom putea. Spuneți că la acest subiect aveți oameni în echipă care cumva nu au dat un răspuns așteptărilor pe care le-ați avut la început. V-ați referit la domnul Gerard? O să vorbesc mai târziu despre subiectul acesta. Există și riscul că să avem demisii? Nu am zis asta, asta a spus dumneavoastră. Eu aș vrea ca noi cu toții să dăm aprecieri activității după merite, meritocratic. Facem Repet, toate aceste soluții trebuie să fie oferite în cadrul acestui studiu actualizat. Noi avem dezbatere aici foarte multe, avem păreri diferite, avem experți în această privință care sunt implicați și ei au păreri diferite. Când vom ajunge la o părere, ca să nu spuneți că iată domnul Ioan a zis atunci așa, acum e altfel, preferăm să avem studii fundamentate în această privință. Și credem că așa este corect. Așa se face în toată lumea, chiar dacă ne ia un pic de timp. Altceva? O zi frumoasă vă doresc. Toate cele bune.